Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere este obligată de instanță să plătească daune morale de 75.000 de euro familiei unui bărbat care și-a pierdut viața acum 10 ani într-un accident rutier. Șoferul s-a răsturnat cu tirul după ce a lovit o insulă de reglementare a traficului. După analizarea expertizelor, magistrații de Tribunalul Bihor au considerat că respectiva construcție a fost proiectată și executată greșit. Accidentul în care a murit bărbatul de 45 de ani a avut loc la intrarea în localitatea Gepiu din Bihor. Victima venea din Mehedinți și pentru că nu cunoștea drumul și era noapte, a observat târziu această insulă de calmare a traficului și a tras brusc de volan ca să o evite. Camionul a intrat în balans, cabina a lovit un copac și apoi tot vehiculul s-a răsturnat și s-a izbit de un alt copac. Rudele bărbatului au susținut 10 ani în instanță că insula nu era bine proiectată și că din această cauză a avut loc tragedia. A avut un accident în așa numitele insule ale morții, niște aveole proiectate greșit. În acești 10 ani, de 4 ori a încercat închiderea procesului. Acum, tribunalul din Bihor le-a dat oamenilor dreptate. Se face dovada faptului că există culpa CNADNR-ului în proiectarea și amplasarea celor alveole amplasate la ieșire, neiluminate și cu acea curbă la 90 de grade, aspecte care au condus la producerea accidentului. Potrivit Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pe drumurile din România sunt construite câteva sute de insule de calmare a traficului. Cea din Bihor nu ar fi fost complet amenajată. Vom analiza posibilitatea să ne întoarcem împotriva constructorului care a executat lucrarea respectivă. Accidentul a avut loc în perioada de execuție a lucrărilor, nu după recepția lucrărilor. După ce acele insule de calmare au fost finalizate, practic din 2015, nu a mai avut loc niciun accident acolo. Unii șoferi susțin însă că pericolul există și acum. Nu sunt făcute în condiții cum trebuie, sunt prea înguste, prea... Când mergeți, vă uitați pe lateral, toate camioanele iasă în decor. Inițial, familia a cerut daune morale de 400.000 de euro pentru soția șoferului și câte 300.000 pentru fiecare dintre cei doi copii. Tribunalul Bihor a decis însă că soția bărbatului va primi doar 15.000 de euro, iar copiii, deveniți între timp adulți, câte 30.000 de euro. Familia a anunțat că va contesta aceste sume.